Mâine, în prima zi, vor avea loc mai multe evenimente culturale, dar și recitaluri de muzică populară și ușoară. La ora 10, Muzeul de Artă va găzdui expoziția Orașul cel Vechi în imagini de astăzi. La ora 11, la biroul Dunării, veți putea admira colecția particulară de port popular din zona ponoare a lui Ion Dumitrașcu. La ora 12 veți putea viziona expoziția de caricatură a maestrului Ștefan Popa Popas. Tot atunci vor fi premiați câștigătorii concursului internațional de caricatură pentru copii. La ora 16 în zona cetății medievale se vor desfășura o serie de activități interactive cum ar fi teatru de păpuși tradiționale, școara de tir cu arc englezesc, spectacol de poezie populară și multe alte concursuri. Începând cu orele 18, pe scena amplasată la pădurea Crihala vor urca interpreți celebri de muzică populară cum ar fi Maria Loga, Ulguța Berbec, Petrica Muțu Stoian, Constantin Enceanu și mulți alții. Fanii muzicii ușoare se vor îndrepta spre parcarea hipermarketului aflat în zona aeroportului din municipiu. Pe scena amplasată acolo va urca la ora 20 Marian Vasilescu, severinanul care a participat la România au talent. Seara se va încheia cu un concert de zile mari, susținut de trupa Voltaj, iar Warrior DJ va încinge atmosfera pe ritmuri de house.